Informație de ultimă oră, tensiuni în Marea Neagră, acolo unde o navă rusească a tras 3 rachete înspre o navă militară britanică, HMS Defender. Autoritățile ruse susțin că distrugătorul britanic intrase în apele teritoriale rusești, dar le-a părăsit în scurt timp. Britanicii spun că nu s-a tras niciun foc de avertisment, că a fost o agresiune directă. Noi am crezut că rușii fac doar un exercițiu de artilerie. Așadar, bună seara, domnule Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, salută dezbaterii. Avem acest incident în Marea Neagră, aproape de noi, evident, de țărmul românesc, și lucrul ăsta se întâmplă tocmai după întâlnirea la vârf dintre cei doi președinți ai Statelor Unite și ai Federației Ruse. Ce putem înțelege? Că Vladimir Putin nu se lasă ușor și face tipul ăsta de demonstrații de forță pentru a obține ce, credeți? Este exact tipul de incident de care se teme întreagă. Astăzi nu se poate pune problema unui război direct între marile puteri, dar poate exista o astfel de situație când se intră într-o spirală a escaladării datorită unui incident. În al doilea rând, este problema Crimeei. În legătură cu peninsula Crimea, în mod categoric, Federația Rusă se comportă ca și cum ar fi propriul teritoriu. Această apartenență a Crimeei este recunoscută numai de statul rus. Nimeni altcineva nu are, din acest punct de vedere, o altă perspectivă. Activitățile militare în Marea Neagră sunt foarte intense. Federația Rusă are și o zonă de excludere aeriană și navală în această zonă, cu caracter permanent. Pentru a se evita incidente, există, să știți, o procedură prealabilă de notificare, mai ales între americani și ruși. Când se intervine, de exemplu, în Orientul Mijlociu, există comandamente în Qatar, de exemplu, este unul de acest gen, de unde se transmit notificări foarte detaliate în legătură cu activitățile militare care se pot desfășura în proximitatea uneia sau de altă dintre marile puteri. Ceva s-a întâmplat în Marea Neagră. Partea britanică spune că nu a avut o acțiune militară directă. Rușii au o altă variantă. Evident, este o chestiune de contextualizare, pentru că până la urmă Vladimir Putin a avut o atitudine destul de relaxată în relația cu Biden. Nici Biden nu a fost extrem de hotărât în dialogul de la Geneva. Probabil că acum se încearcă, cum se numește, o repoziționare din punct de vedere militar, care să anunțe niște pași politici sau diplomatici în continuare. Ce ar însemna acești pași sau ce s-ar putea face? Bun, eu înțeleg că practic Federația Rusă se comportă cu apele teritoriale din preajma peninsulei Crimea, cum ar fi ape teritoriale rusești. Da, exact. Ucraina este linie roșie pentru Federația Rusă. Deci, din această perspectivă, nu trebuie să devină membru Alianței Nord-Atlantice. Federația Rusă descurajează chiar și o discuție de principiu din această perspectivă. Și automat și comportamentul militar este unul adecvat, exact ca în situația a teritoriului național. Deci, dar aici, președintele Biden, în continuarea discuției apropo de Crimea și de Ucraina, președintele Biden a spus că America este garantul în continuare a libertății și a, până la urmă, unui model de și a unei filozofii, până la urmă, în ceea ce privește autodeterminarea. Iar dacă, să spunem, Ucraina sau populația din Ucraina, sub o formă democratică, nu știu, prin referendum, printr-un vot în Parlament, evident, e nevoie de un vot în Parlament, decide să adere la NATO, ce poate face Federația Rusă sau ce drept de veto împotriva unei voințe suverane a unui popor, până la urmă, sau unui Parlament, sau unei puteri legitime alese la Kiev, care își dorește să se integreze în NATO, ce ar putea face Rusia? În momentul împotrivă. În care Ucraina ar intra într-o astfel de logică referendară privind apartenența la NATO, în primul rând ar trebui să aibă acordul statelor membre ale Alianței și, în al doilea rând, în mod clar, elementele de escaladare vor apărea din zona Moscovei cât se poate de evident. Deci acesta ar trebui să fie un incident minor. Dar faptul că este exacerbat la nivelul unor relații
regionale arată că Vladimir Putin este cât se poate de categoric în ideea de a-și apăra liniile roșii pe care, după cum spunea, la un moment dat, odată încălcate, va reacționa chiar asimetric. Deci va reacționa chiar disproporționat față de nivelul de amenințare. Ceva în acest, de acest gen avem în acest moment în Marea Neagră. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Diaconescu. Mulțumesc. Revenim la chestiunile de alocații. E prima declarație războinică, apropo de ce discutam acum câteva secunde, a premierului Câțu împotriva Parlamentului. Câțu spune așa, și au spus-o și alți premieri înaintea lui, că nu există voință în Parlament pentru a trece anumite legi. Într-adevăr, o situație complicată în Parlament. Cei de la USR și de la PNL nu se înțeleg pe mai multe tipuri de, așa zise, reforme sau legi pe care trebuie să le treacă prin Parlament. Și pe tema alocațiilor, o să vedeți declarația lui Florin Câțu, spune: domnule, o să-mi asum o ordonanță de urgență pentru că sunt dezamăgit de cei din Parlament. Adică e dezamăgit premierul Câțu de liberalii săi și de partenerii de la USR, ca asta înțelegem. Am un gust amar pentru că suntem aici și discutăm despre alocații în acest moment. Pentru că Parlamentul nu și-a făcut treaba, au fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat în iarnă. Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum, în ce direcție vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliție că vor crește doar anul acesta alocațiile. Dacă Parlamentul vrea să ia o altă decizie, trebuia să rezolve. Noi vorbim astăzi de alocații din nou, pentru că guvernul este nevoit să dea o ordonanță de urgență care să respecte decizia coaliției din decembrie, că anul acesta va fi o singură creștere a alocațiilor. Există o propunere din partea UDMR, de exemplu, unde alocația să fie legată de venitul familiei. Dacă o familie are 3 copii, de exemplu, pentru a susține și al patrulea sau al treilea copil, să fie deductibil din venitul, să fie deductibilizat din venitul din venitul familiei, impozitul pe venit. Deci sunt mai multe formule. Ceea ce este clar, ce vrem noi să facem, este să creăm acest mod transparent. Ca oamenii să știe, în fiecare an, la 1 ianuarie cresc alocații, pensii, salarii, salariu minim, cu X. În acest moment, ordonanța de urgență care va fi aprobată joi, dar repet, este ceea ce avem acum. Coaliția până la decembrie poate să ia mai multe decizii, care pot să vină chiar cu formula care să înceapă de la 1 ianuarie 2022. Dar în acest moment avem o decizie care arată o creștere de 20% față de momentul în care au început aceste creștere a alocațiilor, care duceau la o dublare. Noi anul trecut am modificat legea și am spus că vor fi 5 pași ale creșterii alocațiilor. Suntem, cred că, al doilea pas. Deci înseamnă 20% față de inițial. Domnule Cazanciuc, de ce atâta tevatură? Cum vi se pare, apropo, inițiativa celor de la UDMR? Apropo și de modelul ăsta al guvernului de la Budapesta, da? Ungaria și Polonia sunt țări date exemple în politicile de creștere a natalității, pentru că alocațiile și toate lucrurile astea trebuie să vină într-un pachet mai mare, da? De a stimula natalitatea, de a ajuta familiile să crească copii, să educe în mod corespunzător și așa mai departe. Da? Ce e așa de complicat, nu știu, că o sumă X să o redistribui pe baza genul ăsta de filozofie, da? Cei care au puțin să primească mai mult, cei care au mult să primească mai puțin. Bun, asta trebuie să se spese de propriul popor. Eu nu știu ce gust are cinismul, spre exemplu. Dar cinismul poate să aibă un gust amar, cum spune domnul Câțu, dar cred că gustul amar este pe seama a milioane de români care se uită la premierul României și vor să fie respectată legea. A spus puțin mai devreme că trebuiau mărite alocațiile în 5 pași. Acum se chinuiește să găsească o formulă, să inventeze o formulă complet în afara legii. Ordonanța de urgență în această materie este neconstituțională. A spus deja curtea acest lucru. Este pur și simplu, n-ai nicio explicație de ce acest guvern, frunte cu fostul ministru de finanțe Câțu, actualul premier Câțu, se încăpățânează să găsească cele 2 miliarde pentru a respecta legea și a mări alocațiile pentru copii. 33 de miliarde, domnul Mănăstire, de lei sunt în plus la bunuri și servicii în guvernarea Câțu față de ultima guvernare PSD. 33 de miliarde de lei bunuri și servicii, adică cheltuieli ale unui aparat de stat mai mare decât acum 2 ani de zile.
Vorbeați puțin mai devreme de natalitate. Știți că România pierde în fiecare an. În fiecare an, România pierde un oraș de 50.000 de locuitori. În fiecare an, această țară are mai puțină populație cu 50.000 de oameni, diferența între cei care se nasc și mor, nu mai vorbesc de cei care pleacă din țară pentru că nu găsesc un orizont aici. Și noi discutăm acum de coaliție. Cine Dumnezeu este coaliția? Ce legătură are cu această țară coaliția? Nu știu cine e coaliția. Cineva din afara țării? Pe lângă migrația, mă scuzați, pe lângă migrația din motive economice, apropo de sondaje, apropo de ce pleacă românii, a doilea motiv, da, invocat în sondaje pentru cei care pleacă din țară este tocmai lipsa de perspective pentru copii. Sunt foarte mulți care pleacă într-adevăr pentru a câștiga mai bine, dar sunt familii care se mută sau familii care decid să facă un copil în afara României pentru că aici știu că nu există școli, nu există sistem de sănătate și copiii viitorilor, da, copiii nenăscuți, să spunem așa, nu vor avea un viitor în țara asta. Domnul, din lipsa locului de muncă și așa mai departe. De aceea aleg să plece. Gradul de integrare a tinerilor în România este de 20%. 80% din tinerii din România care termină o formă de școlarizare nu găsesc un loc de muncă. Și atunci evident că e o disperare să plece oamenii din țară. Tu în loc să găsești resurse minimale, din orice formă vrei tu, să mărești aceste alocații pentru copii, te încăpățânezi să înfrunți legea, să înfrunți Curtea Constituțională, să înfrunți nevoia românilor, până la urmă. Și vii și spui, pur și simplu senin, cu cinism, că ai un gust amar că Parlamentul nu vrea să respecte coaliția. Parlamentul respectă o decizie a coaliției. Dar cine e coaliția asta? O chestiune suprastatală care decide românilor prioritățile? Așa se explică, dacă vreți, printre altele. Este primul punct din moțiunea de cenzură, acest cinism legat de alocațiile pentru copii. Domnul Câțu nu a reușit până acum să intre în această piele de premier și să explică de ce vrea să schimbe, de ce a schimbat avocatul poporului. Pentru că era singurul care putea, în materia drepturilor fundamentale, să atace ordonanțele de urgență. Cele mai multe ordonanțe de urgență din istoria post-decembristă le-a dat guvernul Orban anul trecut, peste 200. Acum ce face domnul Câțu? Nu mai vrea să guverneze prin Parlament, adică prin oamenii aleși de popor. Vrea să guverneze prin ordonanțe de urgență. De ce? Îl încurcă în marșul triumfal Parlamentul pe domnul Câțu. De aceea avea nevoie să revoce avocatul poporului, în ciuda legii, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția, în ciuda nevoilor românilor, dar avea pe cineva care spune, oameni buni, vedeți că poate este greșită calea asta pe care urmați voi. Pe de altă parte și PSD a schimbat când a venit la guvernare avocatul poporului. Este o practică până la urmă politică de a face numiri. Curtea a tranșat în 2012 faptul că nu poate fi schimbat decât în anumite condiții. În 2020, Comisia de la Veneția a spus foarte clar, ca să schimbi avocatul poporului, trebuie să ai în lege foarte clar obligațiile pe care le are avocatul poporului și să arăți ce a încălcat în mod direct. Nu așa chestiuni generale. I-a reproșat avocatului poporului o chestiune halucinantă. Erați în Parlament în 2012, nu erați când era guvernarea USL. El a schimbat avocatul poporului numit de PDL, cred că, da, Gheorghe Iancu, l-a schimbat pe același tip de procedură, cum au schimbat-o liberale acum pe doamna Renate Weber. Dar Curtea a tranșat atunci, cu acea ocazie, condiția în care poate fi schimbat avocatul poporului. Astăzi am primit de la Comisia de la Veneția o scrisoare din partea președintelui Comisiei de la Veneția extrem de dură. Apropo de ordonanță, vrea să dea ordonanță domnul Câțu de urgență, tocmai să vă blocheze o altă lege, apropo de investițiile străine, să vedem. Sunt mai multe legi care au trecut de guvern și în Parlament s-au blocat. Și eu vreau să fac reforma, am pornit cu acest avânt pentru reformă, legea, de exemplu, desfințarea SIJ. A trecut de guvern, este blocat în Parlament. Abrogarea legii PSD care interzicea investițiile în străine în companii cu capital românesc. Am trecut-o de guvern, e blocat în Parlament. Alocații, la fel. Decizia mea este aceea de a merge cu reforma prin ordonanță de urgență. Nu voi aștepta după Parlament să se hotărască. Noi trebuie să facem reformă, să implementăm acele măsuri de reformă pe care am spus că le implementăm, pentru că toate nu le facem doar de dragul de a face, de a moderniza România, doar așa de a spune. Nu. E în beneficiul tuturor românilor să facem aceste reforme. E o formă de ipocrizie pe care continuă să o afișeze premierul României. Desfințarea SIJ. Păi cine împiedică să desfințeze SIJ? Au majoritate. Au demonstrat cu vârf și îndesat că au majoritate când au revocat. Păi fără nu au să majoritate. Clipească... Păi de ce nu le spuneți, domnule Cazaciu? Cu DMR nu
face parte... Au revocat avocatul poporului? Da. Cu majoritate largă? De ce nu desfiază și ziua? Dacă vor să, dacă au voință politică să facă ceva, să ducă până la capăt. Nu mai contează lege, decizia curții, nu mai contează nimic, ca și la avocatul poporului. Să desfințeze, să-și asume acest angajament politic, să-l ducă până la capăt. Deci nu, domnul Cățu, nu aruncați în curtea Parlamentului explică... ceea ce nu puteți mai asta sau nu vreți să faceți. Poate ne explică domnul deputat Florin Roman, dacă îl avem, ce se întâmplă cu Siju. Noi, bună seara, înțeleg că cei de la UDMR nu sunt de acord cu varianta de desfințare a Sijului propusă de guvern. Tot ce pot să vă spun este, apropo de ce a spus adineaori domnul senator Cazanciu, că la nivelul guvernului, unde există acea solidaritate guvernamentală, s-au luat decizii, s-au emis ordonanțe, iar ordonanțele, așa cum știe și domnia sa, ajung în Parlament cu legi de adoptare sau de respingere. Deci situația s-a mutat la nivelul Parlamentului. Există declarațiile publice ale liderilor coaliției care au susținut acest lucru și eu cred că într-un final se va ajunge și la o lege de adoptare a ordonanței. Vedem dacă va fi cu modificări, cu amendamente sau nu. Da, aveți o majoritate, domnul Roman. Aveți o majoritate care poate să decidă mâine orice în Parlamentul României. Așa este. Nu suntem un guvern minoritar, suntem un guvern de coaliție în care există puncte de vedere diferite. Astea se vor armoniza la un moment dat și va exista o lege de aprobare a ordonanței. Vă repet, foarte probabil cu amendamente. Bun, dar explicați-ne ce vrea UDMR-ul sau care este viziunea UDMR apropo de Sij. Sper că nu vă bate gândul să dați ordonanță de urgență pe justiție. Că iese lumea în stradă sau nu mai iese? Unde sunt hashtag-ii? Nu, domnul Măstire, eu vorbeam de legea de aprobare a ordonanței pe Sij. Deci, în acest caz, cu siguranță va exista un consens la nivelul coaliției. Atunci când ești în coaliție, susții un guvern cu mai multe partide, trebuie să-i ascult pe fiecare. Există comisii de specialitate cu juriști de la fiecare partid care analizează propunerile făcute în coaliție, se vine cu amendamente și în momentul în care există consens se ajunge și la un vot final pe lege de aprobare a ordonanței. Ce spuse? N-am înțeles bine. E vorba de o ordonanță de urgență pe Sij pe care guvernul o pregătește? Nu. Dumneavoastră, din câte v-am auzit eu la telefon, vorbeați de ordonanțe care ulterior nu sunt susținute de coaliție, dacă am reținut eu bine de la dumneavoastră. Nu despre asta mă vorbeam. Am cer scuze, înseamnă... Vorbeam despre faptul că aveți toată puterea să emiteți orice lege doriți în momentul de față. Ați dovedit acest lucru la revocarea avocatului poporului. Eu v-am întrebat altceva, să reformulez, domnule Roman, da? În cazul în care UDMR-ul nu va fi de acord, domnul Cîțu își permite să dea ordonanță pentru desfințarea Sij, da? Dacă nu reușește să se înțeleg, nu vă reușiți să vă înțelegeți cu cei de la UDMR. Bun, o mică paranteză, domnul Cîțu dă vina pe Parlament că nu funcționează în multe alte probleme, da? Și pare mie, din punctul meu de vedere, un atac indirect la șeful Camerei, la Ludovic Orban, da? Președintele PNL, eu așa înțeleg, da? Inițiatorul unei astfel de ordonanțe, vă poate spune și domnul Cazanciuc, într-o situație ipotetică de care vorbiți dumneavoastră, este ministrul Justiției. Sigur că în momentul în care ministrul Justiției vine cu un astfel de proiect pe care l-a susținut în perioada în care era parlamentar, se va discuta la nivelul guvernului și se va lua o decizie. N-au ieșit ăia de la USR să șupă cămășile când s-au dat ordonanțe pe justiție? Păi da. Vă reamintesc că domnul ministru al Justiției a avut, dacă nu mă înșel eu, cel puțin două proiecte de lege care aveau ca obiect de reglementare, mergeau pe această zonă de desfințare a Sijului. Acum, sigur că așteptăm să-și materializeze acest demers și în calitate de ministru. În altă ordine de idei, apropo de ce spuneați dumneavoastră, eu mi-amintesc foarte bine că atunci când era premier, Ludovic Orban spunea, de exemplu, în cazul pensiilor speciale, că acestea au fost introduse prin lege și trebuie scoase prin lege de către Parlament. Ei, acum dânsul este președintele Camerei Deputaților, va trebui să se țină de cuvânt și să ducă la bun sfârșit acest demers. Vă repet, la momentul respectiv, domnia asta, dacă vă amintiți, susținea public că nu se poate da ordonanță de urgență pe pensiile speciale, că legile pe pensiile speciale au fost introduse prin lege și că trebuie scoase tot prin lege. Bun, și cum se rezolvă? Că mai sunt câteva zile, se termină sesiunea parlamentară, deci nu trece nicio lege.
Există o anumită întârziere, domnul Mănăstire, și dacă dumneavoastră urmăriți declarațiile actorilor politici, am spus încă din luna ianuarie că există această lentoare și am atras atenția și în cazul revocării avocatului poporului, unde liderii coaliției au susținut că avocatul poporului va fi revocat imediat după câștigarea legilor și iată că suntem în luna a șasea. Au existat discuții și despre conducerile politice de la TVR și Radio Public și lucrurile se desfășoară cu o anumită greutate. Dar, vă repet, întrebările astea va trebui cu tot respectul să-i le puneți domnului președinte al Camerei Deputaților. Dacă se întâmplă cu greutate, înseamnă că majoritatea parlamentară, nu cred că e neapărat 100% vina lui Orban, cred că majoritatea nu funcționează, domnule Roman, pe anumite chestii. Dacă îmi permiteți, greutatea nu e domnul. E posibil ca în anumite situații să nu funcționeze, dar vă repet, cel care ne-a spus că a făcut guvern de coaliție și este artizanul acestei majorități este domnul Orban. Deci domnul Orban trebuie să dea răspuns la aceste întrebări. Greutatea se numește de cele mai multe ori, domnul Roman, legea. Sigur, cei care au pus mâna pe putere au crezut că pot să facă ce vor cu această țară. Și ce să vezi, la un moment dat s-au trezit că mai au și o lege care trebuie respectată și că nu poate fi încălcată chiar așa cum vrea domnul Orban. Acum și-a dat seama că l-a luat gura pe dinainte, a promis anumite lucruri și nu poate să le facă. Pentru că nu-i permite legea. Dacă vreți să ne întoarcem înapoi, să ne uităm ce a spus dumneavoastră pe codul penal și codul de procedură penală și pe alte legi, discutăm. Da, eu zic că nu suntem în campanie electorală și eu cred că putem discuta obiectiv. Păi tocmai asta spuneam, obiectiv, revocarea avocatului poporului, domnul Roman, din punctul meu de vedere, dacă îmi permite, o să facă foarte mult rău pe termen lung acestui Partid Național Liberal. Pentru că a tranșat curtea, din perspectivă juridică odată, condițiile în care se poate face revocare și ceea ce ați făcut dumneavoastră acum e să atrage atenția întregii Europe asupra statului de drept în România. Nu mai contează legea, nu mai contează nimic. Domnul senator, dumneavoastră ați numit avocat al poporului la solicitarea domnului Tăriceanu, la acea vreme aliatul dumneavoastră de la ALDE, o persoană politică care v-a servit politic. Sigur, este normal să o apărați. Din punctul nostru de vedere... Stați puțin, domnul Fabian Iula, care va fi viitorul avocat al poporului, nu este om politic? Și avocat al PSD, nu ca și avocat al poporului. Păi nu știu, modificați legea să nu fie om politic. Nu cred că Renate Verber era membru ALDE. Ea a fost și consilier prezidențial. Păi da, cum putea fi europarlamentar sau cum putea ocupa funcții? Europarlamentar aici, PNL, dacă nu mă înșel, nu? Europarlamentar ALDE, cred că nu. Nu, dar în momentul în care candidez pentru acea funcție, îți declin și partidul din care faci parte, domnul Mănăstire. Modificați legea atunci, legea de funcționare a avocatului poporului, să nu mai fie om politic. Nu contează istoricul, ci respectarea legii la numire și la revocare. Asta este o idee foarte bună, domnul Mănăstire, și într-adevăr și din punctul meu de vedere, avocatul poporului trebuie să fie al poporului, numit prin reprezentanții lui în Parlament și nu mai trebuie să avem politicieni. Pentru prezență, domnule Roman, domnule Cazanciuc, mulțumesc că ați fost alături de noi. Mâine, așadar, continuăm discuția despre moțiunea de cenzură. 5 secunde, când se votează, când ne uităm la televizor, marțea cealaltă. Așadar, mai stăm puțin în suspans, după care toată lumea pleacă în concedii. Pauză comercială, urmează apoi colegul meu, Tudor Mușat. O seară bună în continuare. Numai bine!